Finalul anului 2024 ne aduce încă două runde de alegeri. Luni, 2 septembrie, a început deja perioada electorală pentru alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, după ce guvernul a aprobat calendarul de acțiuni din perioada electorală a alegerilor pentru Parlamentul României, care vor avea loc duminică 1 decembrie. Campania electorală propriu-zisă va începe pe 1 noiembrie și se va încheia pe 30 noiembrie la ora 7, moment la care va începe și prima zi de votare în străinătate. Printre principalele acțiuni din calendarul alegerilor parlamentare figurează în data de 10 septembrie termen limită pentru depunerea la Biroul Electoral Central a protocolului de constituire a alianței electorale. În 2 octombrie termen limită pentru depunerea listelor de candidați și a candidat independente pentru Senat și Camera Deputaților în circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării. Tot atunci este data limită și pentru depunerea listelor de candidați ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale pentru toate circumscripțiile electorale. În 17 octombrie este termenul limită pentru depunerea listelor de candidați și a candidaturilor independente pentru Senat și Camera Deputaților, iar în 28 octombrie, constatarea rămânerii definitive a candidaturilor pentru circumscripțiile electorale din țară. În 1 noiembrie începe campania electorală, care se încheie în 30 noiembrie la ora 7 și tot în 30 noiembrie la ora 7 începe și prima zi de votare în străinătate, iar la ora 21 în cadrul aceleiași zile de 30 noiembrie se încheie prima zi de votare în străinătate. În 1 decembrie, la ora 7, începe votarea în țară. Tot atunci va avea loc începerea celei de-a doua zi de votare în străinătate, iar în 1 decembrie, ora 21, se încheie votarea în țară, dar se încheie și cea de-a doua zi de votare în străinătate.